Eu am fost crescut într-o familie fără speranță. Fratele meu mai mare mi-a fost model în viață, de-aia îl respect și îl pot mereu în suflet. Mereu îmi spunea, o să ne fie bine, că viața-i loterie, trebuie să fac eu șmecherie. Însă porcăria asta l-a împins în pușcărie. Am fost devastat când poliția l-a săltat, dar am stat cu mintea acasă și l-am așteptat. Am tot așteptat și am tot așteptat. Însă într-o dimineață când m-am dat jos din pat, cineva a intrat pe ușă și m-am îmbrățișat. Bucuros de moment, nici nu am realizat că omul era trist, abia ieșise de la rătoare. Mă ținea foarte strâns și mi-a pus o întrebare: de ce nu mi-ai răspuns, frățioare, la scrisoare? Am stat puțin de vorbă, după care supărat s-a întors cu spatele, n-a zis nimic și a plecat. Câteva zile mai târziu ea plângea. Eu am întrebat, de ce plângi, mama mea? Spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat? S-a uitat ușor la mine și mi-a explicat: eu nu-s băiatul mami, din nou m-a supărat. Pe fratele tău mai mare, iar l-au încălțat. În momentul acela ceva în cap mi-a cedat. O perioadă lungă am stat deprimat, însă haosul nici pe departe că s-a terminat. Un căcat de veste să aud a trebuit, tumoare malignă și am amuțit. Mama mea este singura persoană care o port în suflet mai presus ca pe o icoană. Sora mea între timp a zburat în țară și a lăsat în urmă ce mai târziu abia s-o doară. A trecut un an, a trecut o primăvară, a trecut al doilea an, a trecut și o vară. A început în al treilea an, la început de toamnă, copilul ei Giovanni, în prima zi de școală. Crescut de bunici, înconjurat de iubire, dar fără părinți, îi se vede gol în privire. Pune mâna pe premiul întâi, cea mai fericită zi a mamei lui. Trece o vreme și timpul a sosit, pun mâna pe telefon și salvarea a venit. Dusă de urgență a început eroarea, ajunsă în spital, i s-a întunecat privirea. Vroia copiii lângă ea să ia line durerea. Doctorii nu aveau ce să-i mai facă, așa că am întrebat-o: vrei să mergi acasă? Bineînțeles, mi-a răspuns bucuroasă.